Bun găsit! Începe o nouă ediție din Adevărul Live. Chiar acum sunt Antoaneta Banu, iar astăzi discutăm despre polipii tractului digestiv și tot ceea ce este important să cunoașteți și toate informațiile valoroase vă sunt oferite astăzi de către dr. Eugen Crăciun, medic primar gastroenterologie și hepatologie, Spitalul Memorial Băneasa. Bine ați venit, domnul doctor! Bine v-am găsit! Domnul doctor, vă rog să-mi permiteți înainte să începem șirul de întrebări și de răspunsuri să fac o foarte scurtă prezentare a dumneavoastră audienței noastre. Domnul doctor Eugen Crăciun are peste 20 de ani de experiență, focusul domniei sale fiind în domeniul major de interes, endoscopia digestivă intervențională. Domnul doctor Crăciun a condus peste 20 de studii clinice cu referire în diverse patologii, realizând peste 10.000 de colonoscopii, peste 8.000 de endoscopii superioare și peste 1.500 de proceduri intervenționale diverse. Așa încât, iată ce informație valoroasă veți primi astăzi de la domnia sa. Domnul doctor, cred că pe înțelesul tuturor, haideți să le explicăm celor care ne privesc ce sunt polipii tractului digestiv. Păi, în esență, un polip înseamnă o creștere a unui țesut, o creștere care este nefirească, nenaturală și care, în cazul anumitor polipi, poate duce către cancer. În principiu, de interes, de larg interes pentru oamenii care ne privesc și, în general, pentru populație, este să înțeleagă cum poate fi prevenită dezvoltarea unui cancer digestiv, plecând de la premisa de a diagnostica la timp de a diagnostica la timp acești polipi care au potențialul de a deveni cancer. Domnul doctor, vă rog, spuneți-mi ce determină totuși apariția acestor polipi? Așa, ca să înțelegem toți de ce ne-am putea feri sau de ceea ce este important să avem grijă, tocmai ca să nu ajungem să dezvoltăm astfel de polipi. În primul rând, polipii digestivi sunt de două mari categorii. Cei displazici și cei non-displazici. Adică cei cu potențial canceros și cei cu De interes pentru noi sunt, în primul rând, polipii displazici. Aceștia sunt polipii care, prin creșterea lor, dezvoltă riscul de cancerizare. În principiu, cam orice cancer de tub digestiv pornește dintr-un polip. Și dezvoltarea unui cancer înseamnă dezvoltarea unui astfel de polip displazic, dezvoltare care de regulă are loc în ani. Și de aceea lucrul acesta oferă imensul avantaj și imensa șansă de a evita un cancer prin depistarea și rezecția din timp a unui astfel de polip displazic. Care va să zică polip displazici versus polip non-displazici, cei displazici ne interesează, dar aceștia la rândul lor se pot dezvolta în orice segment al tubului digestiv. De departe, segmentul în care se dezvoltă cel mai frecvent este colonul, iar pe locul 2 stomacul. Mecanismul de apariție a acestor polipi este diferit între colon și stomac, pentru că de regulă în stomac un polip displazic apare pe fondul unei inflamații cronice, a unei gastrite cronice. Și marea majoritate a gastritelor cronice sunt cauzate de infecția cu Helicobacter pylori. Toată lumea știe despre Helicobacter pylori, dar foarte puțină lume înțelege cei cu, și poate că o să revenim la subiectul polipii gastrici. Da. Spre deosebire de polipii gastrici, polipii colonici de regulă se dezvoltă pe o mucoasă colonică aparent normală,
ei nu se dezvoltă în majoritatea lor pe fondul unei inflamații cronice. Mm-hmm. Există și această situație în cazul bolilor inflamatorii intestinale autoimune, în mod special rectocolita ulcero-hemoragică. Dar ăsta este un segment aparte și destul de redus, de scăzut procentual față de marea majoritate a cazurilor de polipi displazici colonici. Acum, ce dezvoltă, de ce unii oameni dezvoltă acești polipi displazici colonici? Există mulți factori de risc și totuși vă spun din capul locului, în majoritatea cazurilor văd pacienți care nu cu polip displazici sau chiar, sigur, varianta nefericită, deja cancer dezvoltat dintr-un astfel de polip displazic, care nu au niște factori de risc foarte evidenți. Până la urmă, cu toții putem avea niște factori de risc. În linii mari sunt factorii de risc valabil pentru majoritatea cancerilor. 1. Vârsta. Riscul de cancer crește cu vârsta. 2. Stilul de viață nesănătos. Atunci când mănânci foarte multe alimente procesate, când mănânci mult zahăr, când mănânci multe grăsimi, când mănânci multă prăjeală și așa mai departe. Supragreutatea. Deci, situația de a fi supraponderal și obezitatea, desigur, este un factor de risc pentru foarte multe cancere. Sedentarismul, desigur. Da. Și, bineînțeles, last but not least, fumatul. Știm cu toți. Da. Dar, vedeți, acești factori de risc nu sunt specifici pentru cancerul de colon. Mai este un factor de risc puțin mai specific în cazul colonului, și anume ereditatea. Da. Adică dacă ai un părinte, o rudă apropiată, care a avut cancer de colon sau polipi displazici, atunci, în mod clar, ai un risc suplimentar, cel puțin 20-30%, un risc mai mare decât în populația generală. Și riscul de a dezvolta acești polipi displazici la o vârstă mai tânără decât populația generală. Deci cam asta ar fi în linii mari, un tablou al factorilor de risc. Apropo, pentru că ați răspuns cumva și la următoarea mea întrebare, cea ca referitor la profilul pacientului predispus să dezvolte acești polipi displazici. Când spuneți dumneavoastră de partea ereditară, să ne uităm în familie cine a avut, da, așa ceva. Aici am văzut că există destul de multe confuzie. Până la ce grad de rudenie trebuie să mă uit să văd dacă cineva din familia mea a suferit de o anumită boală ca să știu de ce să mă investighez în mod special? Nu, aș vrea să punctez foarte clar. Nu asta este regula numărul 1. Da, clar. Deci clar. Majoritatea polipilor displazici nu apar la persoane care au ereditate. Ah, ok, deci poți să... Majoritatea nu apar acolo. Okay. Adică aș zice că un procent de probabil 80%, 75-80% dintre persoanele care dezvoltă polip displazici nu au acest istoric în rudele apropiate. Mă refer în mod special la părinți. Ah, ok. În mod special la părinți. Sau la rudele foarte apropiate de tip sora, fratele, părintelui. Dar să nu uităm și pe aceeași linie, adică dacă ai o soră sau un frate am înțeles, care a avut sau are polip displazic sau cancer, atunci în mod clar ești la risc. Nu aștepta. Okay. Nu aștepta. Ideea de bază, nu aștepta. Însă, să nu ne ascundem castruțul cu capul în nisip legat de faptul că N-am pe nimeni în familie, de ce să mă caut? Păi da. Nu, majoritatea nu au pe celor diagnosticați, nu au pe nimeni în familie între rudele apropiate. Ați spus dumneavoastră, domnul doctor, despre factorii de risc. Fumatul, factorii general, să spunem, de viață nesănătoasă, de alimentație, de fumat, de mișcare, dar, de vârstă. Vă întreb așa, vasta dumneavoastră experiență, vi s-a întâmplat să întâlniți un pacient care să facă acești polipi displazici, da? Și care totuși să nu fie sedentar, să facă mișcare, să încerce să aibă o viață sănătoasă, să mănânce, să fie atent la greutatea lui, să nu fumeze, să nu bea, să nu mănânce dulciuri. Ați întâlnit astfel de pacienți? Frecvent.
Deci stilul de viață sănătos nu este o garanție. Niciodată nu este o garanție. E vorba doar de o scădere a riscului. Dar nu este o scădere a riscului, eu știu, de 3 ori, de 5 ori. Aha. Nu. Este o scădere a riscului de poate 1,5-2 ori față de o persoană care este obeză, sedentară, fumătoare, consumatoare de alcool, de dulciuri și așa mai departe. Și care poate nici nu face. Poate face și altceva. Care poate, sigur, care poate. Deci, regula numărul 1 este că nu există nicio regulă sigură. Asta e foarte important. Singura regulă de a te proteja de un cancer de colon, în mod special, care probabil e cel mai frecvent cancer digestiv departe, este să-ți faci la timp o investigație de depistare a polipilor în faza în care ei încă nu s-au transformat în cancer. Și această investigație e colonoscopia. Domnul doctor, am înțeles că sunt, și așa cum ați spus și dumneavoastră, ei stau tăcuți acolo, fără să dea niște simptome. Și tu stai cu ei liniștit și fără să te investighezi și spui, mă simt bine, n-am absolut nimic. Și totuși, în momentul în care ei încep să dea niște simptome, care ar fi aceste simptome la, care trebuie să mă trimită pe mine, pacient, la dumneavoastră, la investigație? Să zicem pe zona stomac și pe zona colon. Care sunt simptomele? Vreau să punctez, este extrem de important. Vă rog. Că de regulă, momentul apariției simptomelor în cazul polipilor digestivi este de regulă vârful icebergului. Aha. Adică apariția simptomelor de regulă coincide cu un cancer avansat. Cu un cancer avansat. Adică de cele mai multe ori când apar simptomele s-a depășit faza de benignitate. Pentru că, până la urmă, și un polip displazic putem să spunem că este benign. Dar a nu se confunda cu polipii non-displazici care rămân pentru totdeauna benigni, care nu se transformă niciodată în cancer. Ori polipii displazici au această fază benignă, care este lungă, după care urmează faza de transformare malignă și, de regulă, în acea fază apar simptomele. Deci, regula numărul 1 este că, în cazul polipilor displazici, nu ai niciun simptom. Simptomele sunt rare în această fază, care probabil înseamnă 90% din evoluția unui polip în drumul lui către cancer. Okay. Care ar putea fi simptomele? Vă rog. Păi, până la urmă este un țesut, o excrescență, este ceva, un țesut care prin creșterea lui și prin modificări vasculare care apar de-a lungul evoluției sale, poate să genereze o ischemie, care o ischemie poate să genereze o ulcerație. Prin urmare, atunci când un polip se ulcerează, adică dezvoltă o rană, poate să sângereze. Okay. Deci, în momentul în care apare fenomenul de sângerare, există posibilitatea ca pacientul să vadă sânge. De regulă, sânge în materii fecale. Da. Și asta este probabil principalul simptom care aduce un pacient la doctor. Sigur că ce presupune ca să vezi sângele, presupune ca, unu, polipul să fie deja un polip mare, dacă nu cumva cancer. Da. Presupune ca polipul să fie destul de jos situat pe colon, astfel încât să apuci să vezi acel sânge, care până la urmă poate veni de multe ori cumva amestecat cu materii fecale. Pentru că dacă polipul mare deja, dacă nu cancer, e situat pe partea dreaptă a colonului, de exemplu, de cele mai multe ori, acele sângerări, care nu sunt în cantitate mare, pot fi foarte ușor ascunse pentru că se amestecă cu materiile fecale. Deci, sângerarea este un aspect. Al doilea aspect, prin creșterea unui polip poate să apară fenomenul de obstrucție a colonului. Prin obstrucție, sigur că poate să apară fenomene de balonare, durere. Mai că, iarăși, de obicei, când ajunge să fie obstructiv, un polip nu mai e polip, e tumoră, de obicei. E deja malign. Altă situație. Când, de exemplu, polipul este mare și sângerează ocult, nu apuci să vezi sângele în scaun, poate să genereze o anemie. Deci, de regulă, o anemie care nu are o explicație trebuie să ducă cu gândul la existența unui polip care să sângereze ocult, mai ales dacă anemia este prin
pierdere de fier, lucru care se poate diagnostica. Anemie feriprivă. Anemia feriprivă este întotdeauna un diagnostic care trebuie să ducă la investigarea tubului digestiv dacă nu există sângerări evidente pe altă parte. Da. În ce privește stomacul, polipii de asemenea poate să dea astfel de sângerări oculte, același lucru. Poate să ducă la un grad de anemie din asta feriprivă. Vorbeam totuși de simptome. Deci, care sunt simptomele? Simptomele sunt puține și apar de obicei când polipul nu mai e polip, ci e cancer. Bun. Greață, probabil, referindu-ne la zona de stomac. Sunt simptome total nespecifice. Dacă ne raportăm la cât de frecvente sunt situațiile în care un om poate să aibă greață, deja devine total nespecific pentru o patologie specifică, cum ar fi polipii sau tumorile. Am înțeles. Bun. Vă rog. Dacă vorbim de celelalte simptome pe care oamenii le evocă deseori atunci când, de regulă, când încearcă să se scuze. Nu m-am investigat, de ce să mă investighez? Păi mănânc bine, n-am scăzut în greutate, mă simt bine. Păi da, dar în momentul în care deja nu te mai simți bine, te simți rău, te simți slăbit, ai scăzut în greutate câteva kilograme sau nu mai ai poftă de mâncare, tu nu mai ai polipi, nici măcar nu mai ai un simplu cancer. De cele mai multe ori ai o boală sistemică, adică un cancer generalizat. Deci a aștepta simptome de genul scădere în greutate, lipsă de poftă de mâncare, afectarea stării generale, sângerări evidente, cum spuneam, dureri abdominale, astea sunt marca unei boli foarte avansate, care, și exact acolo nu vrem să ajungem. Noi vorbim despre cum să facem să nu ajungem în punctul acolo respectiv. Deci, într-un cuvânt, cine așteaptă simptomele, n-are nicio șansă să-și depisteze o boală într-un stadiu precoce. O boală precum polipii sau chiar un cancer precoce. Și acum am ajuns la capitolul diagnosticare, dar aș vrea să îmi spuneți întâi de toate, până la diagnosticare, controlul, să spunem, uzual, normal, așa cum spuneți dumneavoastră, să nu ajungem în acel moment. Care trebuie să fie controlul pe care un pacient trebuie să-l facă? Singura investigație care poate depista la timp un polip displazic este, în cazul polipilor de colon vorbim, desigur. Da. Și singura investigație care este statuată ca fiind o investigație de screening pentru întreaga populație este colonoscopia. Este singura investigație prin care se poate și diagnostica la timp un polip displazic și rezeca. De cele mai multe ori polipii displazici sunt rezecați la momentul diagnosticului. Deci, marele avantaj este că asta nu este doar o metodă diagnostică, ci și terapeutică. Deci, și diagnostichează problema, ți-o și rezolvă pe loc. Deci în acel moment în care se face colonoscopia, se poate și rezeca polipul. Așa ar trebui să fie. Asta ar trebui să fie regula. Atunci când mergi să faci o colonoscopie de screening, în mod normal tu ca pacient ar trebui să știi că doctorul care îți face colonoscopia este în măsură să-ți facă și rezecția acelui polip. Eventual dacă îl vede, îl găsește. Da. Păi dacă îl ai. Dacă îl ai, trebuie să-l găsească. Exact. Din păcate, în România sunt frecvente situațiile în care se face o colonoscopie, pacientului se diagnostichează un polip, numai că acel polip e lăsat pe loc, eventual biopsiat, astfel încât pacientul va fi în situația în care a făcut o colonoscopie, știe doar că are un polip din ăsta displazic, pentru că de obicei la biopsie va fi diagnosticul de polip displazic și ulterior trebuie să își caute un alt doctor sau poate același doctor care să-i facă și rezecția. Și în felul ăsta pacientul face două colonoscopii. Lucru, desigur, nefiresc în cele mai multe cazuri. Pentru că nu e normal să faci două pregătiri, două sedări, două proceduri și din punct de vedere disconfort și din punct de vedere timp și din punct de vedere bani. Da. În mod normal, când îți faci o colonoscopie de screening, trebuie să primești și tratament dacă este nevoie de el. Există o excepție. Așa. Există
1% de cazuri, da, când polipul pe care îl găsim pune niște probleme deosebite de rezecție. Uh-huh. Fie că este un polip foarte mare, fie că este situat într-o poziție foarte dificil de abordat, fie că în anumite cazuri poate nu ai tot instrumentarul adecvat. Și în aceste cazuri trebuie să amâni rezecția respectivului polip pentru o colonoscopie ulterioară. Dar asta ar trebui să fie excepția, nu regulă. Regula este pentru că 90%, cel puțin 90% din polipii pe care îi găsim la o colonoscopie de screening sunt polipi rezecabili în aceeași intervenție, în aceeași ședință, în aceeași procedură. Așa ar trebui să fie, regulă. Și iarăși un lucru foarte important. Singura biopsie care contează a unui polip este rezecția lui în întregime. A, pentru că el se analizează atunci. Deci degeaba tu iei, dacă tu ciupești dintr-un polip, dintr-un colț și acolo iese că are displazie ușoară, dar în alt colț are cancer, aha, biopsia nu folosește la nimic. Da? Deci, înțeleg, un polip este relevant din punct de vedere histologic dacă este îndepărtat în totalitatea lui, ideal dintr-o singură bucată, da, unde se poate, nu se poate întotdeauna, dar asta ar fi de dorit, și trimis la biopsie, ca bocabă, ca și polip întreg la examenul histologic. Uh-huh. Asta trebuie să fie regula pentru orice colonoscopie de screening. Acum, sigur că sunt situații foarte diverse. La noi colonoscopia se face de multe ori în regim de fie pe repede înainte, da, fie, eu știu, da, la volum. Sunt multe centre de endoscopie unde faci colonoscopie la volum. Da. Ai zeci de proceduri programate într-o zi. Fie de către doctori, medici endoscopici care nu au poate suficientă experiență să facă niște rezecții de polip. Sau poate nu au instrumentarul adecvat. Numai că ar fi corect față de pacient ca el să știe la ce se aștept. Că faci o colonoscopie care va fi doar diagnostică. Okay. Și că dacă îi se găsește un polip, acela va fi lăsat pe loc plus minus biopsiat. E un lucru care este important de spus. Deci dacă vorbim despre diagnostic, ăsta este singurul diagnostic, iar dacă vorbim despre colonoscopie, este deocamdată o singura procedură statuată ca și screening în întreaga populație, ca regulă generală de la începând cu vârsta de 50 de ani, însă, iarăși ceva important de spus, această regulă de 50 a scăzut, da, deci sunt deja țări în care recomandarea este de 45 de ani, nu de 50, și mi se pare că e foarte corect așa, pentru că, în realitate, noi găsim mulți polipi displazici la oameni sub 50 de ani. Cu atât mai mult dacă ai și un istoric în familie, da, de cancer sau polip displazici, nu aștepți vârsta de 50 de ani. Da. Dar chiar regula este să-ți faci colonoscopia cu cel puțin 10 ani înainte de vârsta la care părintele tău a fost diagnosticat cu cancer sau ruda ta apropiat, frate, soră, etc. Și, mai ales, și la care se mai adaugă și factorii de risc de care spuneați dumneavoastră ceva mai devreme. Dacă mai ești și, sigur, obez, sedentar, da, fumător, da, 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 consumator de alcool și așa mai departe, dacă ai și alți factori de risc, cu atât mai mult nu aștepți vârsta de 50. Și cu toate astea sunt foarte mulți oameni care îmi spun că, păi, de ce să-mi fac colonoscopie dacă nu mă supără nimic? Având deja 60 de ani, nu și-a făcut niciodată colonoscopie. Da, așa e la noi. Întotdeauna trebuie să ajungem la medic doar când doare, adică când e ceva. Și v-am zis că dacă aștept să te doară, de regulă deja e foarte târziu. E târziu. Asta este referitor la diagnosticare. Practic, și din ce mi-ați spus dumneavoastră, este și o formă de tratament a acestor polipi, să spun. În mod normal, da? Diagnosticul și tratamentul ar trebui să desfășoare în aceeași intervenție. Procedură. Procedură. Da. Bun. Acum, când că ați amintit dumneavoastră și de niște cazuri
excepționale, să le spunem, da? În care nu se poate face partea aceea de rezecare în timpul colonoscopiei. Când este indicată chirurgia în polipii tractului digestiv? Bun. Mai întâi aș vrea să punctez totuși că nu sunt cazuri excepționale. Uh-huh. Adică trebuie să acceptăm că există un procent de 10-15% din polipi, cred că realist vorbind un 10%, care nu se pot rezeca odată cu colonoscopia de screening. Da? Este, adică, polipul ăla este un pic prea complex și necesită o programare aparte, astfel încât doctorul să nu fie sub presiunea timpului, da, să poți să faci o evaluare și o rezecție în condiții de siguranță pentru pacient și în condiții de eficiență. Adică să faci o rezecție completă și sigură. Nu sunt chiar cazuri excepționale. Este un procent de undeva, să spunem, un 10%. Restul ar trebui rezolvat pe loc. La colonoscopie, da. Ma, de unde știm dacă un polip este rezecabil sau nu endoscopic? Păi în mod normal ar trebui să știm. Pregătirea unui endoscopist, mai ales în condițiile actuale în care avem la dispoziție niște endoscoape care văd cu maximă claritate. Avem, cam toată lumea are în momentul ăsta pe endoscoape high definition, adică vezi cu mare acuitate suprafața unui polip. Ai niște clasificări care sunt larg disponibile pe internet. Ai o mulțime de metode prin care să te pregătești tu ca endoscopist să recunoști pe suprafața, în funcție de aspectul unui polip, dacă polipul ăla este rezecabil sau nu e rezecabil. Deci, privind suprafața unui polip, aspectul lui general, gradul de mobilitate, etc., îți poți da seama dacă tu poți să rezești sau nu acel polip, dacă nu cumva acel polip e deja cancer. Poți să putem rezeca și cancer, cu condiția ca acel cancer să fie un cancer incipient. Și asta e situația fericită a unui cancer. Adică putem găsi astfel de cancere incipiente și le putem rezeca pe cale endoscopică și nu este nevoie de chirurgie. Norocul pacientului dacă se întâmplă această situație. Dar, pe de altă parte, nici să nu fim în cealaltă greșeala de a ne apuca să facem rezecția degeaba unui polip care e deja cancer. Ori în asta constă pregătirea și experiența unui medic care face endoscopie digestivă intervențională. În situația în care considerăm că acel polip e cancer și e un cancer probabil avansat, atunci nu ne apucăm să-l rezecăm. Aia este cam singura situație în care este indicat să prelevăm biopsii. Prelevăm biopsii pentru că acele biopsii vor fi probabil necesare în cazul eventual al unui tratament oncologic. Încă este cutuma ca să existe un diagnostic scris de cancer atunci când un om este trimis la o operație sau la medic-oncolog. Deci, în această situație, luăm biopsii și mai departe îndrumăm pacientul către chirurg sau către oncolog. De regulă, după ce facem și o evaluare, se cheamă stadializare, prin care un cancer este evaluat pentru probabilitatea ca el să se fi împrăștiat. Mai exact, se caută metastaze, ganglioni care sunt afectați de eventualele celule maligne. Deci aia este stadializarea, dar asta este situația în care deja intrăm într-un alt subiect, și anume subiectul cancer. Nu mai suntem la subiectul de polipi. Și, cum spuneam, e important de menționat, există acea situație în care un polip este deja trecut către cancer, dar nu este un cancer avansat. Încă este al nostru endoscopiștilor. Okay. Dacă a trecut deja dincolo, celula malignă, frontul de cancer a pătruns către interiorul peretelui digestiv, că-i colon, că-i stomac sau alt segment, atunci deja trebuie să îndrumăm către colegul chirurg pacientul. Și acolo deja începem discuția despre chirurgie.
Aș vrea să-mi spuneți și despre centrul de beneficiile pe care le oferă centrul de performanță în endoscopia digestivă de la Spitalul Memorial. Spitalul Memorial este un spital care a fost de la bun început gândit ca având un profil oncologic, un profil de spital în care să poată fi tratați pacienți oncologici în orice etapă ar fi de cancer. Da. A nu se înțelege prin asta că Spitalul Memorial este un spital dedicat. În niciun caz. Adică noi în departamentul de endoscopie digestivă facem diagnosticul polipilor sau al cancerelor, da, de la caz la caz. Facem rezecția polipilor sau polipilor malignizați, de la caz la caz, dar în situația în care diagnosticăm un cancer, atunci pacientul trebuie evaluat și ulterior operat și eventual tratat de medicul oncolog. Ori, ce are Spitalul Memorial este că are practic toate aceste verigi. Are toate nodurile acestui lanț în care practic pacientul are la dispoziție toate instrumentele necesare de la diagnostic până la un tratament avansat, fie că e vorba de chirurgie, chimioterapie, radioterapie. Și aș menționa aici la capitolul diagnostic faptul că spitalul are un departament foarte performant de imagistică, este esențial. Pentru că atunci când diagnostichezi un cancer digestiv, indiferent de segment, cum spuneam, trebuie să stadializezi. Pentru asta trebuie să faci o tomografie, trebuie să faci un RMN, trebuie să faci un PET-CT și așa mai departe. Ori toate aceste instrumente imagistice există în cadrul spitalului. După aceea, spitalul beneficiază de un centru de oncologie performant, unde pacientul poate să primească diagnostic, poate să primească chimioterapie, inclusiv contract cu casa. Și există posibilitatea ca pacientul să beneficieze de trimiteri prin casa de asigurări, în special pentru segmentul de oncologie, pentru segmentul de radioterapie, pentru segmentul de imagistică. Departamentul de chirurgie, foarte important de menționat. Majoritatea chirurgilor care operează în Memorial sunt chirurgi cu supra-specializare, da, de oncologie, indiferent de tipul de cancer. Astfel încât aș zice că, deși este un spital cu un profil general, da, în care, da, se diagnostichează, da, și se tratează cam orice patologie, cam orice, pe orice specialitate, este pe de altă parte un spital pregătit să facă față unor cazuri complexe din punct de vedere oncologic. Și acum, pe final de ediție, aș vrea să mai accentuăm ceva, domnul doctor, și am nevoie de informații suplimentare de la dumneavoastră, apropo de colonoscopie și endoscopie. Vreau să spuneți despre avantajele endoscopiei minim invazive în povestea asta cu polipii tractului digestiv. Da, în principiu vorbim practic de tratament minim invaziv mai degrabă, pentru că diagnosticul e diagnostic. Diagnosticul este perceput ca fiind invaziv pentru că, până la urmă, noi introducem aceste camere, da, 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 în corpul pacientului. Da. Fie că facem o examinare pe sus, da, a tubului digestiv superior, esofag, stomac, duoden, fie că facem o examinare a rectului, colonului, intestinului subțire, dar asta este componenta de diagnostic. Minim invaziv este atunci când poți să faci o intervenție care să fie cât mai puțin agresivă pentru pacient. Da. Și aici, practic, suntem în zona în care putem să facem rezecția unor polipi displazici sau chiar a unor polipi malignizați, în zona în care ei încă nu sunt cancere. Ok. Da? Ori minim invaziv înseamnă, în privința cancerelor incipiente, să poți să rezolvi acel caz fără ca pacientul să ajungă la chirurg. La chirurg, și aici, da, practic, este zona noastră
zona intervențională de top a endoscopiei digestive și practic principalul challenge de a rezolva aceste cazuri fără chirurgie. Acolo unde se poate. Nu vrem să spunem prin asta că tratăm cancere avansate prin endoscopie, niciun caz. Ne dorim să identificăm cazurile de cancere cât mai precoce, să, atunci când sunt rezecabile endoscopii. Pentru că una este să faci o intervenție endoscopică în care pacientul vine, face colonoscopia și se rezecă un polip malignizat eventual sau cu displazie severă și mai stă sub supraveghere o oră și după amiază este deja acasă la el. Și își rea viața. Și își rea de a doua zi viața lui normală. Da. Din toate punctele de vedere. Versus totuși o intervenție chirurgicală, oricât s-ar face ea de modern. Sigur. Laparoscopic, robotic și așa mai departe, dar tot intervenție chirurgicală se cheamă. Da. Ori, concluzia este, da, este minunat atunci când putem să rezecăm un cancer pe cale endoscopică. Pentru asta trebuie să fie precoce. Dar e și mai bine atunci când reușim să diagnosticăm un polip displazic și să-l rezecăm în faza în care nu a devenit încă cancer. Și aici aș vrea să punctez din nou concluzia numărul 1, și anume că nu trebuie să așteptăm simptome ca să facem o colonoscopie. Să o facem cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Să o facem cu atât mai mult dacă avem risc istoric în familie, dacă avem și niște factori de risc personal care sunt, care ne pot predispune. Dar și dacă nu avem niciun astfel de factor de risc, și aș vrea să spun că e o informație extrem de importantă, cancerul de colon în România este cel mai frecvent cancer. E foarte important să înțelegem asta, pentru că dacă ești femeie, te gândești să-ți faci prevenția cancerului de sân. Da. Îți faci mamografie, îți faci ecografie. Te duci la ginecolog, îți faci un examen ginecologic anual, să spunem. Da. Da? Dar colonoscopie nu-ți faci. Că te gândești că, păi de ce să mă caut că n-am nimic? La bărbat la fel. Dacă ești bărbat, te gândești că păi am risc de cancer de prostată. Te duci la urolog de la 50-60 de ani. Îți faci un examen urologic, îți faci ecografie de prostată. Dacă ești fumător, poate să faci o radiografie pulmonară periodică, da? Sau alte investigații pneumologice. Dar până la urmă, dacă adunăm ambele sexe, bărbați plus femei, când tragi linie, cancerul de colon e cel mai frecvent pe ambele sexe, în total. Ori prevenția cancerului de colon este cea mai simplă prevenție dintre toate celelalte cancere. Să vezi un polip displazic e mai simplu și să-l rezeci, decât să găsești un nodul mamar, care nu e atât de simplu de diagnosticat între benign, malign, sau borderline, sau poate necesita biopsii, poate necesita investigații mai delicate și mai costisitoare decât să găsești la timp un polip displazic care ți se rezecă, te duce acasă și te mai întorci peste un număr de ani, de ani în funcție de evoluție, în funcție de gradul de displazie al acelui polip. Și atunci medicul care ți-a făcut rezecția îți spune dacă e nevoie să vii după 5 ani, după 3 ani, după un an, de la caz la caz. Dar de regulă după mai interval de ani. Da? Domnul doctor, vă mulțumesc din suflet pentru această ediție. Ne-ați explicat așa de bine și sper că și audiența noastră a înțeles cât de important este această investigație, screening. Acest screening anual, tocmai pentru a lua din pripă, cum spunem noi românul, a lua din vreme o patologie. De a găsi o leziune care se poate fi tratată la timp. În cancer și care poate fi foarte ușor rezecată la timp. Și încă ceva aș puncta vis-a-vis de temerile majorității oamenilor, pentru că marea majoritate se tem de această procedură numită colonoscopie.
sau de endoscopia superioară, da? Neavând suficientă informație despre cum se poate face această procedură. Subsedare, adică dormi, nu știi nimic, nu este anestezie generală, okay, adică nu ai riscurile unui medicament sau unor medicamente anestezice, e un simplu somnifer, dormi, ți se face procedura, eventual intervenția, te-ai trezit, ai plecat acasă. Nu simți nimic, nu te doare nimic și până la urmă, sigur, e o zi din viața ta în care ți iei o zi liberă ca să-ți faci această procedură. La care îți salvează ani. Și care îți poate salva mulți ani de viață. Vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă și vă așteptăm cu drag la o nouă ediție aici la Adevărul Live. Vă mulțumesc și vouă pentru încă o ediție din Adevărul Live. Reascultați această ediție. Multă informație valoroasă. Fiți atenți cu sănătatea voastră. Sunt Antoaneta Banu. Ne revedem curând. Toate cele bune. We'll be right back.